Grație proteinelor conținute, fasolea verde aduce numeroase beneficii organismului, putând fi preparată și consumată în diverse moduri. Diabetici, vârstnici care au osteoporoză sau persoane aflate în convalescență, fasolea verde îi poate ajuta pe toți să-și îmbunătățească starea de sănătate. Ce beneficii au păstăile de fasole verde? Păstăile de fasole verde protejează sistemul cardiovascular datorită conținutului de antioxidanți. De asemenea, studiile au demonstrat că ajută la îmbunătățirea circulației sanguine. Fasolea verde este recomandată în curele de slăbire. Are rol diuretic, previne retenția de apă și facilitează eliminarea toxinelor, fiind mai ușor de digerat. Datorită conținutului bogat de antioxidanți, fasolea verde luptă împotriva efectelor negative ale radicalilor liberi și previne dezvoltarea tumorilor canceroase. Păstăile de fasole verde previn formarea infecțiilor. Persoanele care sunt sensibile la infecții care au predispoziții la afecțiuni tumorale ar trebui să consume măcar o dată la două zile o porție de fasole gătită la abur. Fasolea verde ne menține ochii sănătoși datorită cantității impresionante de vitamina A. Vitaminele B5, B6 și PP regăsite din compoziție împiedică pierderile de calciu din oase. Păstăile de fasole verde sunt indicate în caz de anemie. Nutriționiștii recomandă persoanelor cu deficiențe de fier să consume mai des fasole verde. Consumul de fasole verde ajută și la scăderea glicemiei, astfel că se recomandă consumarea de 3 ori pe săptămână unei porții. Fiind bogată în fibre vegetale, împiedică absorpția zaharurilor și reduce secreția de insulină. Carbohidrații din păstăile de fasole se absorb încet și mențin senzația de sațietate pentru mai mult timp, comparativ cu carbohidrații simpli pe care îi întâlnim în zahăr, iar acest lucru furnizează energie creierului și mușchilor, relatează click.ro.